Sărbătoarea Crăciunului se apropie cu pași repezi, iar cadourile sunt pe lista de cumpărături a multor băcăuani pentru a le face o bucurie celor dragi. În aceste zile, în Bacău, sunt prezenți zeci de producători din toată țara în cadrul unui târg de Crăciun. Astfel, băcăuanii aflați în căutarea cadourilor pentru cei dragi sau, dacă vor să-și reînnoiască garderoba înainte de sărbători, pot găsi aici produse autohtone de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinerie, dar și articole pentru casă și decorațiuni. Suntem aici pentru ultima ediție din acest an, pentru cadou perfect de sărbători, pentru o ținută de Revelion, de Crăciun și nu în ultimul rând, gecile groase, paltoane, pantaloni pentru sezon că a venit frigul, vătuiți, avem de la mării mici până la cele mari, culori, modele diversificate, avem pulovere, pulovere din lână, pulovere din bumbac, colanți din bambus, să nu ne mănânce pielea, să fie mai natural, bluze festive, că și acum petrecele sunt puțin mai așa, mai lumea nu prea se mai îmbracă pompos, mai casual, așa, mai ușor, la o pensiune, la o... Da, așteptăm cu drag până duminică seară, suntem aici pentru dumneavoastră și pentru toți băcăuanii. Aștept băcăuanii cu, nu cu nerăbdare, cu mare drag, pentru a vedea ultimele creații, pentru a procura o dobiță, o pereche de opici, o căpriță, costumații de urs, traist, cornuri, fluiere și tot ce au nevoie pentru a-și zăstra arhiva de obiecte tradiționale. Am acest cojoc, îl prezint pe prima dată. Este făcut numai din blănuri de țap. Am mai făcut din blană de oaie, din miel, din altceva, dar de țap nu. Dar Dumnezeu mi-a dat inspirația și materialul în mână și am creat ceva din el, că e unicat prin, eu zic că e urât, dar mulți mi-l apreciază că e frumos. Și așa că aștept băcăuanii până duminică la ora 8. Mulți dintre băcăuani preferă produsele autohtone, mai ales atunci când găsesc produse la prețuri convenabile. Ne-am cumpărat aici pentru copii câte ceva și pentru noi. Cumpărăm strict ce avem nevoie. Și până nu găsim, nu cumpărăm. Lunar vin, nu vin aici pentru câte ceva în funcție de sezon și sunt bune, chiar țin. La trecută chiar am luat o pilotă. Foarte călduroasă, foarte bună. Acum vreau să mai iau una pentru băiat. Da, sunt ok. De calitate, calitate-preț. Adică relația calitate-preț foarte bună. Pentru idei de cadouri. Pentru dumneavoastră sau? Și. Pot să-mi fac și eu un cadou. Deja mi-am luat o căciulă. Găsit tot ceea ce aveți nevoie. Da, și îmi place foarte mult. Găsim lucruri și mai ieftine și bune, de calitate. Ne plac. Târgul de Crăciun, la care participă 10 de producători din toată țara, este deschis până pe 18 decembrie într-o zonă centrală a orașului. Sunt prezenți la acest târg și producători de produse alimentare tradiționale românești.